Observi că se vede diferența între icoana ortodoxă și cea catolică imediat. Am vrut să vă întreb. Prin spațiere, prin culoare, prin simt. Am vrut să vă întreb, care e diferența dintr-o icoană ortodoxă și aici catolică? Nici nu se simte foarte tare. Acum eu mă așteptam să vină cu o statuie, trebuie să recunosc asta. Aveam loc, puteam să aducem. Dar observ că în iconografie lucrurile în adevărata iconografie s-au păstrat caracterele epifanice. Revin doxologia prin culoare. Dar catolicii venerează și statuile. La mine în Timișoara există în piața Maria, la doi pași preotul Techeș a izbucnit. Bine, în poate cinstesc, ca să venerezi. Cinstesc, dar noi ortodoxi în... O treaptă se mai închide și ortodoxii din Varna, sunt convins. E adevărat. Eu o fac la Fecioara Maria din piața Maria. Piața Mare ar fi vrut, din Sibiu, ar fi vrut să-l pună pe unul dintre sfinții Morav, Nepomuc, care pentru român nu făcuse lucruri tocmai bune. Trebuie să ai și un pic de grijă când te-a pus să înfici câte o statuie în mijlocul unei cetăți. Știi, adică poți deranja niște sentimente care... Dar nu-i cazul. Hai să revenim. Aici îl avem pe... Poveste. Aici e mărul putred, nu? Ei, trădare. Amărâtul ăsta. Iuda. Da. Când observi în primul că niciunul nu are aură. Observi? Aici puteau fi oricare dintre Iuda. Putem fi oricare dintre noi. Ei aici, da, noi suntem în afară încă. Nici mie nu mi-a crescut aureola și încă mă încap pe ușă. Părinte Francisc, Părinte Necula, s-ar fi întâmplat totul fără Iuda? Vezi că se vede bănățeanul din el. În Latra Sfințitul Nicolae Corneanu, într-una dintre cărțile lui de pedagogie, de patologie, Vovadis, vine cu o teorie conform căruia el nu face decât suma celorlalte teorii, catolice, protestante, nu și ortodoxe, în care Iuda era necesar, un rău necesar. Ții minte când a filmat de Crăciun ce ne-a recitat Florin Piesic? Da, Florin Piesic. Nu-i singur Iuda vinovat. Așa e. Deci asta e o capcană teologică. Noi nu facem scenarii. Scriptura ne spune că Iuda a fost și că a trădat. În fața unor condiții în care putea să nu trădeze. El care s-a agitat de banii femei, voi de banii ăștia, ca băieții ăștia care se ocupă cu construcțiile bisericilor și cu investițiile bisericilor. De banii ăștia ajutam sărași, frate! Știi ce făceam noi cu... Dintr-o dată îl constați că îl vinde pe Hristos cu 30 de arginți, în timp ce mirul cu care femeia aceea din Betania lunge, Maria probabil, sau Maria Magdalena, dacă vrei, îl lunge, era de 300 de dinari, adică... Ce comparație. Ziceam recent într-o postare că Iuda ar fi fost un foarte bun politician. Și nu atât un politician. Fii atent ce m-a pus pe mine. Nu cred, a vândut ieftin. Ce m-a pus nu pe cred. Asta e ideea. Nu, la 30 nu era un bun politician Iuda. Niciun politician nu vinde atât de ieftin. Post-comunist. Uite-te bine în România. În anii 90. Uite-te bine la arginții cu care s-au vândut locurile de muncă de părinților noștri. Nu prea ține. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, iconografia asta mai are o valoare. În spate sunt niște arcade care arată clar că pictura este undeva în Italia. Sunt renumitele culoare pe care se plimbau studenții din Bologna, din Firenze, parcă în Firenze mai puțin. Dar în Padova sunt prezente toate. În Milano sunt prezente. Bologna, da. Arătând odată în plus, că scena asta e lângă casa noastră. Și noi avem astfel de... M-am găsit undeva în Maramureș o pictură, am văzut-o, în care numai Cioareș n-are Iuda. Știi? Adică e copinci în picioare. Da, e de-al lor. E de-al lor. Adică unul dintre e oricând, noi. Unul dintre noi. Una dintre poezii. Unul dintre noi, dintre voi mă va vinde. Și intreau eu, fiecare se întreabă. Numai Iuda, care e sigur că el n-are curat să întreabă. Hemingway el vine și face teorie. Oare nu cumva o-i fi eu? Adică ăla, fiecare întreabă scurt. Eu. Tasta 1, știi? Oricine, Iuda e la tasta oricine. 2, care era sigur că el e. Da, sigur. Oare nu cumva voi fi eu? Adică aici e politician. Are vorba frumoasă. Aici e politicianul din Iuda, nu la vin. Are vorba frumoasă Hemingway, care spune că nu-i judeca pe prietenii din jurul tău. Iuda avea prietenii reproșabili. Da. Deși Petru, la un moment dat, să știi că în Petru se zbate același drac al trădării, dar Petru îl biruiește cu plânsul. O zice așa frumos triodul, textul cântat în biserică. Se văicărește.
plângea cu nesaț, pe, ofticat pe el. Deci cum plânge un copil căruia îi spart mingea. Deci, păi, terminat. Un plâns de om care nu, simte că a pierdut tot. Și în chestia cântă cocoșul. Cocoșul care aduce aminte de trădare, el plânge, dar îi aduce aminte și cu i-a spus. Și își aduce aminte că Hristos poate ierta. Văzuse destule iertări. Petru își activează iertarea asta. Culorile de la casă, observ, și de la haine sunt roșii, sunt burgheji. Sunt oameni avuți. Iar unul dintre ei, domnul Iuda, după cum observ, poartă o haină cu un braț liber. Adică se află într-o haină de profesor universitar, de academician, de politician. De cei care cunosc carte. El știe bine. Sau care împart legile. Iuda a fost cel mai intelectualul dintre ei, nu? În fond, nu? Nu știu. Nu par duși la academie. Oricum, n-au Harvardul și Oxfordul. Asta e clar. Deci, la MCV, Iuda n-ar fi știut ce să răspundă. Problema cea mai mare nu este cartea sau lipsa de carte. E bunul simț prin care faci ca în sine cartea să nu fie unica măsură. Luther, prietenul meu și al părintului Francis, spune la un dat, mă tem de omul unei singure cărți. Frumos. Dar fii atent. Omul unei singure cărți poate fi și omul Bibliei. Exact. Nu? Da. Aia care văd în Biblie, manual hidrologic, manual de cutremure, mersul trenurilor, zborul. Așa a zis Biblia, așa a zis. Da. E omul unei singure cărți. Poți transforma Sfânta Scriptură într-o armă. Da, cităreții. Adică cu care să ucizi, nu să dai viață. Da, s-a întâmplat. Și mai putem vorbi de foarte multe scripturi aici. Da. National Geographic. Nu eram bătrâni. National Geographic spunea că s-a descoperit, ei au traducerea, de fapt, a Evangheliei lui Iuda. Evangheliei lui Iuda care spune că, de fapt, Iuda e... Dacă erau băieți, stați, să uitați. Nu, Părinte Nicola, Evanghelia lui Iuda spune că, de fapt, Iuda e personajul pozitiv din toată povestea. Lumea modernă încearcă să ne facă să înțelegem că, de fapt, Iuda e nevinovat. Că fără el nu s-ar fi întâmplat nimic. Pilat din Pont e nevinovat și evreii sunt nevinovați. Pilat și din că romanii sunt nevinovați și că, de fapt, singurul vinovat pentru moartea lui e Hristos. Dar Pilat din Pont e că eu îl pomenesc în fiecare crez, seara. Nu ți se pare ciudat? Ba da. Singurul vinovat de moartea lui e Dumnezeu. Ce auzi tu când se întâmplă câte ceva? Nu-i biserica vinovată? Dă-mi vina pe Dumnezeu. Da. Cel mai băiatul de servici al tuturor neghiobilor e Dumnezeu nostru vinovat, care are într-adevăr o mare vină. I-a iubit pe oameni atât de mult încât pe Fiul Său, cel născut, l-a dat ca să moară pentru ei. Și culmea, și să învie. Știi? Învierea e greu digerabilă. De Iude, de Pilat din Pont. Ce zice Pilat? Ce este adevărul? Era profund. Bădăranul ăla, un soldat care a ucis pe capete. Domnul Bădăran. Domnul Bădăran, pardon. Așa e. Cam aia, stuga dumneavoastră, știi? Moriez, știi că îl ia pe Pilat din Pont modern în interiorul Bădăranului. Deci omul ăla care a ucis. Da. Există o carte în care Pilat se întoarce pe o insulă unde un alt prieten al lui guvernator era în izolare, era trimis în exil. Și ăla îl întreabă, ăla fusese în vizită la el când el l-a ucis pe Hristos. Zice, păi tu nu ți-aduce aminte? Și nu, el ucisese mii crucificându-i. Pilat. Mii. Pentru el era... Da, era nimic. Că am mai omorât un evreu. Iisus, cantitate neglijabilă. Știi că am auzit? Cine era? N-am auzit de el. Știi pentru cine a fost cantitatea neglijabilă? Pentru omorâtul ăsta de Iuda. Finalul lui e tragic. S-a sinucis. Nu numai asta. Nu-i numai asta. Pentru că mă impresionează sinucidele, dar mă impresionează mai tare descrierea pe care o dă. Să-ți povestesc. Când l-au răstignit pe Domnul Hristos, există două legende ale Sfintei Cruci. Pe de o parte, că au luat un lemn al unei cruci, al unei mese, făcute de tatăl pământesc, de logodnicul Iosif, pe care o lăsase în grija meșterului care l-a învățat să fie tăietor, lucrător în lemn, pentru că atunci se reconstruia templu. Și lemnul ăla fusese pus inițial să țină ușa. Și era prea greu. L-au dat jos, l-au pus pe ăsta ca să-și bată joc de Iosif, l-au pus să facă o masă. Și lui Iosif i-a ieșit. Masa aia fiind foarte grea, n-a putut să o ducă acasă în Nazaret. A lăsat-o acolo unde acum este biserica Sfintei Cruci. Mănăstirea Sfintei Cruci. După o teorie, dar după a doua, care mi se pare de-a dreptul poetică, e metaforă totală. Ca să-l batjocorească pe Hristos cu totul, l-au răstignit pe un braț de lemn care făcea trecerea dinspre Ierusalim spre Ghena. Ghena nu era foarte departe. Dacă eu sunt casa lui
Ana și Caiafa, casa marelui preot, ghena e așa în vale și templul e așa undeva în partea asta. Dar e acolo un... Deci aia a filat-o și aia care era foarte grea i-au dat să o poarte. Pe lemnul ăla era tot jegul Ierusalimului, toată scursura de gunoi a Ierusalimului. Nimeni nu știa, în schimb, că era o bucată din lemnul pomului cunoașterii binelui și răului din mijlocul raiului. Asta e taina. Ce frumos. Iuda pricepe toată treaba asta, se spânzură acolo jos în vale, ne și spune locul unde e într-o vale și că de fapt l-a găsit putrezit. În mizerie, în murdărie. Devenise el însuși un gunoi. Asta e ideea. Frumos. Omul când îl pierde pe... Degeaba se dau ei rotunzi prin studiouri de televiziune, ne aburesc cu ce știu, cu ce nu știu. La Canieț filma Băieții fără Doamne, Doamne, ca și noi, noi suntem putregaiuri, dar cu ochii la Hristos. Putregaiuri pocăite. Cu ochii deschiși. Cu ochii deschiși.